Varză mai puțină și mai scumpă anul acesta la Buzău. Lecumicultorii au ajuns să vândă varza direct din câmp pentru a câștiga timp și bani. Din cauza secetei, recolta a fost mult sub așteptări, lucru care se reflectă și asupra prețului. Dacă anul trecut kilogramul de varză era în jur de 1,50 lei, anul acesta e dublu. Varza de Buzău. Varza care e plată. În partea de care o formă rotundă și plată aici în capăt. Ion Mihai crește varză de Buzău pe aproape un hectar de pământ. Anul acesta a plantat mai târziu din cauza temperaturilor ridicate. Acum este obligat să adune recolta mai devreme, de teamă ca frigul să nu distrugă toată munca lui. Aceleași probleme care le întâlnim vară de vară. În primul rând, căldura. Varza se plantează în luna iulie, iar la nivelul solului avem, cred că, 60 de grade. Și e foarte greu ca să o plantezi. Mă grăbesc, adică e timpul, cu toate că această cultură mai era în creștere, este în creștere, dar nu o mai las și o recoltez așa cum este. Iar seceta, de parcă nu ar fi fost o problemă suficient de mare singură, a adus și alte provocări pentru legumicultori. Da, această frunză are aceste orificii datorită dăunătorilor. Dăunători sunt cu miile și cu sutele, toată gama de dăunători, care începând de la viermi, din ăștia verzi, mai mare, mai mic, la mușiță albă, mușiță neagră, mușiță albastră, mușiță... Deci toată gama de dăunători care sunt și se dezvoltă datorită climei și secetei excesive. După mulți ani, legumicultorii au început să vândă varza direct pe câmp pentru a câștiga timp și bani. Poți să stai cu mâna pe varza asta, dacă îngheață, nu o mai poți. La asta îi trebuia apă multă. Căldurile au fost călduri care ne-a dat peste cap, ne-a terminat și asta e situația. Nu e marfă mult. Nu e. Anul ăsta nu e. Oricând n-a plouat, oricând secete, pământul uscat, pe unde a mai ieșit, a crăpat, uite, asta e varză. Dacă anul trecut un kilogram de varză se vindea cu 1,50 lei, acum prețul a ajuns și la 3.